Cartea lui Iov, capitolul 42. Iov a răspuns Domnului și a zis: Știu că tu poți totul și că nimic nu poate sta împotriva gândurilor tale. Cine este acela care are nebunia să-mi întunece planurile? Da, am vorbit fără să le înțeleg, de minuni care sunt mai presus de mine și pe care nu le pricep. Ascultă-mă și voi vorbi, te voi întreba și mă vei învăța. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. De aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. După ce a vorbit Domnul aceste cuvinte lui Iov, a zis lui Elifaz din Teman: Mânia mea s-a aprins împotriva ta și împotriva celor doi prieteni ai tăi, pentru că n-ați vorbit așa de drept de mine cum a vorbit robul meu Iov. Luați acum 7 viței și 7 berbeci, duceți-vă la robul meu Iov și aduceți o ardere de tot pentru voi. Robul meu Iov să se roage pentru voi și numai în vederea lui nu vă voi face după nebunia voastră. Căci n-ați vorbit așa de drept despre mine cum a vorbit robul meu Iov. Elifaz din Teman, Bildad din Șuah și Țofar din Naama s-au dus și au făcut cum le spusese Domnul. Și Domnul a ascultat rugăciunea lui Iov. Domnul a adus pe Iov iarăși în starea lui de la început, după ce s-a rugat Iov pentru prietenii săi. Și Domnul i-a dat înapoi îndoit decât tot ce avusese. Frații, surorile și vechii prieteni ai lui Iov au venit toți să-l vadă și au mâncat cu el în casă. L-au plâns și l-au mângâiat pentru toate nenorocirile pe care le trimisese Domnul peste el. Și fiecare i-a dat un chesita și un inel de aur. În cei din urmă ani ai săi, Iov a primit de la Domnul mai multe binecuvântări decât primise în cei din tâi. A avut 14.000 de oi, 6.000 de cămile, 1.000 de perechi de boi și 1.000 de măgărițe. A avut 7 fii și 3 fete. Celei din tâi i-a pus numele Iemima, celei de-a doua Cheția și celei de-a treia Keren Hapuc. În toată țara nu era o femeie așa de frumoasă ca fetele lui Iov. Tatăl lor le-a dat o parte de moștenire printre frații lor. Iov a mai trăit după aceea 140 de ani și a văzut pe fiii săi și pe fiii fiilor săi până la al patrulea neam. Și Iov a murit bătrân și sătul de zile. Aici se încheie cartea lui Iov.